Ce s-a întâmplat cu Gurău? O prestație la fel sub semnul presiunii. Păi și ce s-a întâmplat cu Alisson și cu Courtois? Cei mai puțin a greșit Gurău decât Courtois și Alisson. Mi s-a părut la fel că i-au tremurat mâinile tot de la presiune lui Gurău aseară. Mă normal, mai ales când nu ai ce pierde. Că, până la urmă, focul era la ei, la Șepși. Ei și-au propus un obiectiv și anul trecut și anul ăsta. Noi n-am avut un obiectiv neapărat de a ajunge în play-off. Exista posibilitatea și ne-am jucat o carte, o șansă. Atât. La ei era presiunea mai mare. Ei trebuia să câștige meciul, nu noi. Da, noi trebuia să facem doar un egal. Deci nu lui Gurău trebuiau să-i tremure mâinile. Nu. Trebuia lui Nițu să-i tremure mâinile. Numai că n-a avut ce apăra.